Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar. Astăzi, la Educație Socială, vom analiza împreună situații concrete privind respectarea și apărarea drepturilor copiilor. O resursă pentru clasa a 5 -a. Credeți că este important ca drepturile copilului să fie respectate? Opriți prezentarea! scrieți în caiete două argumente și două contraargumente cu privire la respectarea drepturilor copilului. Foarte bine! Sigur că este important să avem dreptul la educație, la sănătate, la o familie, la un nume. Însă voi credeți că toți copiii sunt fericiți și le sunt respectate drepturile? Dacă există copii nefericiți pentru că le sunt încălcate aceste drepturi, vă propun un joc, magicianul. Astăzi veți fi magicieni. Ce veți transforma copiii triști în copii fericiți? Iar situațiile neplăcute, printr-o magie, le veți transforma în situații pozitive. Vă împărțiți în grupe de câte 4-5 elevi. Magicianul vă învață astăzi trucul magiei. Extrageți din joben câte un card cu o situație concretă întâlnită la copii de vârsta voastră. Dar ce se întâmplă? Informația este incompletă. Oare din cauza baghetei? Continuați voi întâmplările de pe cele trei carduri. Stați, magicianul a dispărut și am reușit să intru în posesia cardurilor din Joben. Haideți să le citim repede până se întoarce magicianul. Andrei este oprit pe holul școlii de către Albert, care îi cere bani sau ia cu forța din buzunar. Vlad este apuzat de tatăl său atât fizic cât și emoțional, ori de câte ori se află sub influența alcoolului. Ana trece cu lacrimi în ochi pe lângă școală și merge la colțul străzii unde trebuie să cerșească. Tutor este în carantină, iar familia are un singur telefon, care trebuie folosit de cei trei copii, dar în grădină, unde este semnalul mai bun. Corina s-a împrietenit cu Amalia, însă părinții interzic să mai vorbească cu ea pentru că este de altă religie. Emma s-a născut cu o malformație cardiacă. Când are educație fizică, este tristă și plânge pentru că nu poate juca basket. În fiecare seară, Maria doarme cu fotografia mamei. Aceasta lucrează în Italia pentru că a rămas fără loc de muncă. Mama a postat un videoclip cu Matei la piscină. A doua zi copiii râdeau de el pentru că nu știe să nate. Voi ce cardați extras? Citiți cu atenție mesajul transmis. Dezbateți în echipă drepturile copilului care sunt încălcate. Veți avea în vedere. Ce drept este încălcat fiecărui copil? Care credeți că sunt cauzele ce ar duce la încălcarea acestui drept? Ce efecte poate avea asupra copilului încălcarea acestui drept? Trebuie să fiți magicieni și să realizați voi un nou card. Extrageți din joben alte carduri ce așteaptă să fie personalizate de voi. Pe o parte a cardului veți scrie soluții posibile la problemele întâlnite, iar pe partea cealaltă veți desena un simbol grafic sau un desen reprezentativ prin care să transmiteți necesitatea dreptului încălcat. Spor la lucru! Fiecare echipă își prezintă noul card cu soluțiile și desenul reprezentativ. Argumentați-vă soluțiile găsite de voi. Celelalte echipe adaugă cel puțin o soluție fiecărei situații prezentate. Puneți cardurile înapoi în joben și amestecați-le. Fiecare grupă va extrage din nou două carduri. Veți asocia cardul dreptului încălcat cu cel în care este prezentată soluția găsită de voi. Cum veți proceda? Un elev desemnat de echipă va prezenta unul dintre carduri iar cardul pereche se află la una din celelalte echipe care trebuie să-l identifice imediat. Ați asociat foarte bine, v-ați desurcat minunat, felicitări! Acum puteți distribui cardurile clasei tale la celelalte clase. Îndeamnă și alți copii să facă astfel de carturi când se confruntă ei sau sunt martori cu o situație în care drepturile copilului sunt încălcate. Jobenul va rămâne în clasă până la sfârșitul anului, astfel că magia drepturilor copilului continuă. Pe curând!